Vezi că mă păcălești de, nu știu, de vreo 15 cu scrisorile, ani. Cu scrisorile. Da. Dar povestește. Să știi că, uite, au fost câteva scrisori pe care Alina, nevasta mea, i le-a dat Izabelei să răscolească prin ele, dar nu toate. Unele care erau publicabile și care m-am uitat eu prin ele înainte. Câte și... primeai? Câte scrisori primeai atunci, în perioada de glorie? Primeau toți din Phoenix sau tu? Pentru că erai solistul vocal, era imaginea, erai... Eu primeam tu mai primeai. Multe scrisori, da. Câte primeai? Adică ai primit sute, mii, câte ai primit în perioada? Nu știu, n-am stat să le număr, dar venea poștașul cu sacul. Păi și la ce adresă erau? Stai puțin, la ce adresă erau primii? Aveam o garsonieră în Timișoara și un vecin de-al meu a zis, domnule, a venit poștașul până sus la un moment dat și mi le-a lăsat în ușă. Și a zis, domnule, nu mai avem loc în cutiile astea poștale, trebuie să le punem undeva. Și dar atunci i-a propus să le pună, să-i le dea vecinului meu, care era un vecin foarte drag mie și a făcut în asemenea fel să le împacheteze undeva niște cutii când veneam din tur. Pentru că nu eram plecat mereu. Veneam, bun, dar cum scrieau? Mircea Baniciu, Timișoara, că, da, aveau, că nu existau, da, nu da, aveau da. Adresa ta. Ba da, adresa. A, aveau adresa ta. Da, sigur, de unde aveau adresa ta? Fetele astea. Mă crezi că le mai dădeam și eu, dar dintr-una într-alta... Da, unde să vă scriu? Păi zic, scrie-mi acolo. Pe Ștefan Plăvăț se numea strada. Nu, dar mi-aduc aminte, nu acum, cu toată modestia, pe vremea Marius Tuca Show, când era o nebunie, eu primeam de multe ori scrisori și aveam sediu la Jurnalul Național, la Casa Scânteiei. Da. Marius Tuca, București. Serios, adică primeam scrisori de felul ăsta. Păi așa au și ajuns, multe, multe au ajuns. Dar de regulă cele din străinătate au ajuns, așa. Mircea Baniciu, Timișoara. Și au ajuns scrisorile. Din străinătate. Da, pentru că scriau mulți români din străinătate. Da, mai scriau și prieteni de-ai noștri. Difuzau cântecele la Europa Liberă pe vremea aia? Că nu mi-aduc aminte. Nu prea, pentru că, mă rog, Nicu nu le-a prea dat voie să le dea. Sau, fiind prieten cu Chiriac și cu Gașca de acolo, au zis să nu le dea pentru că ne fac rău. Dar când era o lansare de album sau de piesă nouă sau de nu știu ce, atunci primeau piesele. Și le primeau prin cum să spun, primite de pe adresele fanilor. Ah, de pe adresele fanilor. Sigur. Bun, a venit Revoluția. Da. Anii 90. Ce au însemnat pentru tine, pentru Mircea Baniciu, anii 90? Adică, în sfârșit, libertate, după perioada de început, Phoenix, după ce ceilalți colegi de trupă au plecat, tu ai scos, cred că ai scos două albume, nu? Da, până Revoluție. Da, am scos, da. Am Secunda 1, Secunda 2. Secunda 2. Secunda 2. Da. Ce le mai ascultam pe ăla? Erau câțiva ceva discuri, da, foarte frumoase. Bune cu și a venit Revoluția și Libertatea. Și? Abia de atunci a început circul pentru mine, pentru că nu știam încotro să apuc. Știi? Locuiam într-o zonă undeva înspre calea Rahovei și primarul sectorului 5 mi-a zis, Baniciule, vin o să-ți iei niște spații, că avem niște spații de ăsta care poți să le închiriezi după aceea, să faci cu ele. Și așa am zis, nu, n-am nevoie. Eu am plecat în Germania să repet cu Phoenix pentru că aveam treabă în studio și trebuia să mergem la Paris, aveam spectacol, mai aveam nu știu unde, aveam o grupare de spectacol. Deci te-a sunat Nicu Covaci? Da. Hai, vino că avem treabă. Avem treabă să cântăm. Da. Și am zis, ce trebuie mie spațiile alea? Erau niște spații goale, aride, fără... Nicio... Deveneai om de afaceri de atunci. Eram cum să spun, de acum discutam la nivel. Da. Dar când te-ai mutat în București? În București. M-am mutat în 83 sau în 84. Deci la câțiva ani după plecarea Phoenix-ului, ai mai stat în Timișoara? Da, am stat în Timișoara o bună perioadă de timp, ascunzându-mă de ăștia, cu comisariatul, cu armata. Păi, să te-a în armată. M-au luat! A, te-au luat în armată? În 83 am venit la un spectacol, îi spusesem unuia din impresarii din Timișoara, i-am zis, măi, te rog frumos, asta e o perioadă nocivă, februarie, deci era o lună în care ianuarie-februarie se făceau încorporări și... nu pune afișe aproape de comisariat. Deci în centru, fix pe poarta comisariatului era un afiș. Și eu n-am știut de chestia asta. A venit un ofițer la mine cu doi soldați cu AKM-uri și... Nu se poate, mici așa. Sănătoși, da? Și au zis... Hai,
Nu hai, semnezi ordinul de încorporare. Asta era vineri seara, eu luni dimineața trebuia să fiu la Bacău. Și ai fost la Bacău? Da, cum? Mi-a fost frică să... Și când s-au trezit... Și zic, dacă nu semnezi, ce se întâmplă? Zice, vezi pe ăștia doi? Te înhață și te ducem sub escortă. Și cum a fost armata? Adică aia s-au trezit coleg cu Mircea Baniciu, că deja erai... Păi aici începe circul. Domnul Plotoja, așa, era comandant de unitate la Bacău. Și care m-a luat din... Băi, vrei și cu pleata asta la Matali? M-aș lua tu, smidean, după aceea vorbim. Și m-au dus de tot, că li s-a făcut milă de mine, că de frumusețe, de băiat ce eram. De pleată ce aveai. Da. Nu eram pletos, da, nici pentru... Pentru armată. Pentru armată. Dar plecasem de la Timișoara, și asta n-am povestit-o încă, plecasem cu mașina, era o iarnă de aia zdravână, și ăștia, plecând din Timișoara, în Timișoara tocmai tăiaseră porcii și erau slăninuri, erau șunci, erau produse, cartaboși, erau bunătăți, tot felul de bunătăți. Mi-au pus vreo două damigene de vin și încă vreo două lăzi cu sticle de vodcă în portbagaj. Și am lăsat mașina la intrarea în unitatea militară și a nins peste ea, nu s-a mai văzut mașina. Și din când în când, noaptea, îi dădeam un ban celui de la intrare. Să-ți aducă mâncare din mașină. Nu, mă duceam eu afară, tu. Deschideam portbagajul și, luai, și să te ții veselie până s-au prins ăștia, știi? S-au prins ăștia. Ce dracu' e așa veselie, a venit Baniciu, dar de unde veselie? Mai aduceam câte o 2, 3, 4 litri de vin, mai aduceam o sticlă, două de vodcă. Niște caltaboși, ceva de mâncare, de alegurii și asta. Da. Și n-am stat mult acolo. După o lună de zile s-au prins cei din București că eu sunt acolo și m-au chemat la ansamblu armate, unde am făcut ca și ceilalți. Ceilalți artiști. Da. Deci am avut niște spectacole în fiecare lună. Bun. Concertele din anii 90 cu Phoenix în străinătate și mai departe? Alea au fost, cum să spun, câteva momente care le-am avut. Paris la Sigal, Sara se numea așa, Costin Petrescu a aranjat ideea asta, după aceea am avut România câteva spectacole ca lumea și după aceea au fost ocazional, pentru că, mă rog, Nicu avea obiceiul ăsta, când erau bani nu se țineau spectacole. Deci atunci când el avea bani, era în regulă. Fiecare stătea acasă. Da, nu se țineau spectacole. Când nu avea bani, se făceau spectacole. Când începea să strângă punga puțin. Hai să cântăm. Hai să cântăm, frate. Repetam și cântam. Păi uite, aici îmi pare rău că dacă erați o trupă cum era în afară, care au strâns milioane și milioane... Contracte și așa. Contracte era altceva. Nu era. În România n-a fost. În România n-a fost niciodată așa. Nu se putea să fie în felul ăsta după ce veneam și... Și după aia Phoenix n-a mai fost, că au fost certuri sau un moment s-au rupt. Au fost discuții și nu știu ce. Da, a fost perioada Pasărea Colibrii, care a fost o perioadă extraordinară pentru care tine. Care a fost cu Moțu Piti și cu... Extraordinar. Vintilă. Da, veni Vintilă la un moment dat, zice, hai mă, Baniciule, să orchestrăm. Eu făcusem secunda 2. Deja să orchestrăm un disc pe care vreau să-l fac cu Moțu. Noi fiind două echipe, eu cu Vladi Kneževici, noi cântam prin țară împreună și Vintilă cânta cu Pitiș. Deci altă echipă. Și atunci Vintilă a zis, hai să facem un album în care bine să fie și Vladi să ne acompanieze și discul să se numească Nu trântiți ușa. Foarte bun disc. A fost un disc excepțional. Și s-au reunit cele două... În care i-am înregistrat pe ei pe o parte, deci Vintil era pe o parte, Pitiș era pe cealaltă parte a discului. Și unul dintre prietenii noștri a venit și zice, dar de ce nu cântați voi împreună? Hai să vă văd cum... Studioul fiind la îndemână, deci aveam tot ce ne trebuie ca să facem. Și atunci a ieșit primul album, Pasărea Colibrii, În căutarea cuibului pierdut. Cât timp ați cântat și ați fost prin țară? Care a fost nenorocit. S-au îmbogățit unii cu disc. Când era nu voi, în orice caz. Nu, noi mai puțin. Era pirateria la un nivel excepțional. Ajunseseră pirații la un moment dat să schimbe titlul albumului, să schimbe ordinea pieselor pe casete, să facă o mulțime de jumbuș lucruri pe care ei le gândeau... Ca să nu fie prinși? Nu, să se vândă discul mai bine. Să se vândă discul mai bine.